Uniunea Europeană vrea șofer de la 17 ani, potrivit noii propuneri făcute de Comisia Europeană. Dacă va intra în vigoare legea, aduce mai multe modificări, inclusiv pentru șoferii de peste 70 de ani. Balazs Barabas, editor al FNews, spune mai multe. Vrea în primul rând să reducă numărul de accidente pe străzi. Practic, până în 2030, Uniunea Europeană dorește ca decesele provenite din accidentele rutiere să scadă cu 50%, deci practic la jumătate în mai puțin de 10 ani, pentru că doar anul trecut 20.000 de persoane au murit pe drumurile europene. Pentru aceasta vor fi introduse reguli mai stricte, vor fi pedepsite, de exemplu, mult mai aspru depășirile neregulamentare. Apoi sunt și anumite facilități, de exemplu, permisele de conducere. Pe de o parte vor fi digitale, ceea ce va permite să fie practic valabile pe tot teritoriul Uniunii Europene. Apoi aceste permise de conducere ar putea fi obținute mai devreme decât până acum, la 17 ani, dar nu trebuie să se bucure prea devreme tinerii, pentru că ei vor avea nevoie de o perioadă de probă de 2 ani pentru a-și definitiva acest permis de conducere, timp în care vor trebui să conducă doar cu însoțitor major. Apoi și piața forței de muncă va fi ajutată de aceasta, pentru că se vor acorda facilități pentru obținerea categoriei C, deci categoria care permite conducerea de tiruri. Aceasta ar ajuta foarte mult companiile și practic sfera privată, pentru care se confruntă în acest moment cu o criză acută de șoferi de tiruri. Bineînțeles, și persoanele mai în vârstă vor avea de trecut prin niște modificări. Dacă până acum sau în acest moment permisul de conducere pentru ei este valabil pentru 10 ani,